Aur pentru Moldova. Zalina Marghiev a câștigat medalia de aur la Universiada Mondială de Vară de la Shenzhen, China, la aruncarea ciocanului. Atleta din Moldova a devenit campioană cu rezultatul 72,93 metri și astfel a înregistrat un nou record național. Am venit la Universiada chiar în ajunul competiției, la aruncarea ciocanului. Avem o experiență neplăcută cu schimbările climaterice și consecințele acestora asupra sănătății surorilor Marghiev. Chiar și acum, din cauza răcelii, Marina s-a clasat în finală doar pe locul 8, chiar dacă a fost favorită pentru unul din primele trei locuri, a declarat antrenorul și tatăl atletelor, Soslan Marghiev. Este o performanță frumoasă pentru Republica Moldova, pentru atletismul din Republica Moldova. Este o performanță cu atât mai mare cu cât suntem la mai puțin de un an de Olimpiada din 2012, unde sperăm că Marghieva va participa din partea Republicii Moldova și va avea o prestație la fel de frumoasă. Pentru performanța obținută la Universiada, Zalina Marghiev va fi premiată de Ministerul Tineretului și Sportului. Vor primi premii toți cei care au luat locuri de la 1 până la 10. Bursa pentru Marghieva va fi lunar de 8.000 de lei. Pentru medalie este aproximativ cu cel care este la mondiale. Este vorba de câteva 10.000 de lei. Vor primi tot și vor primi la gala sportului. Zalina Marghieva a cucerit prima medalie pentru Moldova la Universiada Mondială de Vară de la Shenzhen, China, în cea de-a șaptea zi a competiției. Aceasta este a opta medalie din istorie obținută de sportivii moldoveni la Universiadele Mondiale și a treia de aur. Până acum, aurul a mai fost câștigat de Natalia Cerchez în 2003 și Ion Lukianov în 2009. Universiada se va încheia pe 23 august. La competiție participă sportivi din 149 de țări. Moldova este reprezentată de 23 de sportivi. Haiducii Moldovei continuă lupta pentru un loc în grupele Ligii Europa. Echipa internaționalului moldovean Denis Zmeu FC Vaslui s-a impus acasă cu 2-0 în fața lui Sparta Praga în meciul tur din play-off și este la un pas de calificare. În schimb, formația moldoveanului Simion Bulgaru, Alania, este aproape eliminată după ce a pierdut în deplasare în fața lui Beşiktaş, scor 3-0. Echipa celui de-al treilea moldovean din competiție, Vitalia Bordean, metalist, a remizat pe teren propriu cu Soșo, scor 0-0. FC Vaslui cu internaționalul moldovean Denis Zmeu, integralist, a dispus de Sparta Praga cu 2-0 în meciul tur din play-off-ul Ligii Europa. Românii au marcat deja în minutul 13 al partidei prin Temvanjera. Pas acum pentru Jerlem, trece Jerlem, Temvanjera și este gol! Gol marcat de FC Vaslui! Milanov a stabilit scorul final, 2-0 pentru gazde în minutul 36. Șut în Mărtean îi pasează până la urmă lui Milanov, a cărui centrare este scăpată în poartă! Gol! Gol Vaslui! Denis Zmeu a jucat tot meciul la FC Vaslui și a fost avertizat în minutul 90. Într-un alt meci, Alania cu internaționalul moldovean Simion Bulgaru pe teren a pierdut în fața lui Beşiktaş cu 3-0. Turcii au deschis scorul prin Sivok în minutul 20. Guti a majorat diferența în minutul 75, iar Hugo Almeida a stabilit rezultatul final, 3-0 pentru Beşiktaş în minutul 90. Simion Bulgaru a intrat pe teren la Alania în minutul 37, în locul lui Zelaya, iar în minutul 50 a fost avertizat. Echipa celui de-al treilea moldovean din competiție, Vitalia Bordean, metalist, a remizat pe teren propriu cu Soșo, scor 0-0. Bordean nu a fost trecut pe foaia de joc la ucraineni. Meciurile retur din play-off-ul Ligii Europa vor avea loc la 25 august. Bătaie în masă la un meci de basket în China. Jucătorii s-au călcat în picioare în partida demonstrativă dintre Georgetown și Rockets Bay.
Bătaia a avut loc cu aproximativ 9 minute înainte de sfârșitul partidei. Regretăm sincer ceea ce s-a întâmplat, a declarat după incident antrenorului Georgetown, John Thompson. Georgetown participă la un turneu de 10 zile în China, care are menirea să întărească relațiile dintre această țară și SUA. 3 din 5 echipele din România au înregistrat 3 victorii și 2 înfrângeri în turul play-off-ului din Liga Europa. Steaua București, Rapid București și FC Vaslui au câștigat, iar Dinamo București și Gaz Metan au pierdut. Steaua București s-a impus acasă cu 2-0 în fața lui ÇSKA Sofia în turul play-off-ului din Liga Europa. Roșalbaștrii au deschis scorul prin Galamaz în minutul 14. Bourceanu, mingea se întoarce la Steaua. Galamaz. Galamaz. Ce ocazie! Și acum Tatu a stabilit rezultatul final, 2-0 pentru Steaua în minutul 77. Nicolici, Tatu, Tatu! Gol! În sfârșit, al treilea gol pentru Tatu. O altă echipă din România, Rapid București, a dispus în deplasare de Slas cu 3-1. Mila a deschis scorul în minutul 16 pentru polonezi. Românii au răspuns prin golurile lui Grigore, Roman și Apostol din minutele 24, 34 și 80. Căherea vine din nou, șutul, șut, Pancu, scoate Kelemen! Gol! Gol! Dinamo București a pierdut în deplasare cu 2-1 în fața lui Vorskla Poltava. Ucrainenii au deschis scorul prin Krivashenka în minutul 32. Marius Nicolae a egalat în minutul 58, iar Rebionac a stabilit scorul final în minutul 89. Gaz Metan Media și-a pierdut în deplasare în fața lui Austria Viena cu 3-1. Gazdele au deschis scorul prin Linz în minutul 7. Românii au egalat în minutul 24 prin Breveld. Brazit a reușit dubla în minutele 45 și 61 și a stabilit rezultatul final, 3-1 pentru austrieci. Ultima reprezentantă a României, FC Vaslui, a trecut pe teren propriu de Sparta Praga cu 2-0. Echipele din Ucraina, Rusia și adversarele Daciei și a lui Milsami au înregistrat următoarele rezultate: Litex Dinamo Kiev 1-2, PAOK Carpat 2-0, Fulham Dnipro 3-0, Metalist Soșo 0-0, Vorskla Dinamo București 2-1, Legia Spartak Moscova 2-2, Lokomotiv Moscova Spartak Târnava 2-0, Beşiktaş Alania 3-0, FK Zestafoni Club Brugge 3-3 și AEK Atena Dinamo Tbilisi 1-0. Meciurile din returul play-off-ului Ligii Europa vor avea loc la 25 august. Finala competiției se va juca pe Național Arena din București.